No. Cred că a venit timpul. Scuzați-mi vocea, m-am trezit acum jumătate de oră. Cred că a venit timpul să dăm în sfârșit și noi puțin upgrade la satul pe care avem lângă noi. Că știți, dacă v-ați uitat la primele episoade, am zis că o să evoluăm acel sat, o să-l facem... o să-l evoluăm de la construcțiile lor basic, o să-l evoluez cum îl vreau eu. Și de la început am făcut niște case pe creativ eu și de asta o să arate așa de urâte primele case. Dar următoarele case o să fie mai frumoase, o să fie mult mai șmechere și cred că puțin mai mari decât ce am făcut eu. Dar da, cred că este timpul să mergem, acasă. Că am stat aseară încă cred că jumătate de oră ca să fac niște gardieni. Și acum hai să vedem drumul spre casă, cred că ar trebui să fie... Hai că avem vreo 700 de blocuri de mers. Hai să mergem acasă și să ne apucăm de construit, să începem să facem rost de toate materialele de care avem nevoie și să ne apucăm de, cum am zis, de construit. Acestea sunt casele, una la mână, asta am făcut-o fix cum ar trebui, cum era casa, o casă care am luat-o de pe un sat, de pe creativ și doar i-am modificat ce avea, am schimbat lemnul și gata, dar în rest e cam la fel, plus interiorul ce am pus și eu, aici am niște mud care ar trebui să pun niște flori și de asta pe jos, frumos, aceasta este casă de noroi, cred. Că se numește așa. Aoleu, interiorul meu. Să-mi fie rușine, bă. Să-mi fie rușine, coaie, cum am ratat interiorul. Du-te, bă, du-te, nu. Plâng că am uitat să fac... Nu știu cum am reușit să nu fac așa ceva, dar ai, mai buz, asta am făcut o fântână, că am crezut inițial că acest sătuc n-are fântână. Și acum când veneam spre voi, ce să văd eu aici în fața ochilor? E fântână! Da, asta e vorba, e puțin mai upgradată, e frumos aici cu designul ăsta, copiată și am pus și aici o scară să pară așa că e rup, așa mi se pare mie, aici niște texturi mai așa, apă infinită aici, apă în butoiul ăsta, da, trebuie să fac și interiorul ăsta. Ok, aici am lăsat spațiu pentru că casa mea cu prisma de care vă ziceam în episodul anterior, eu aș vrea să-l am aici, să fiu sincer. Și așa o să arate, uitați, are prisma și de asta am avut nevoie de o fermă și cred că ar trebui să ne apucăm de ea. Dar nu știu sigur dacă o să o pun aici, da, să o pun fix aici, lângă casa asta, sau să o pun, da, e prea mare să o pun la o casă de asta. Așa că cred că o fac pe asta aici și construim alte case acolo, ceva mai mici de astea, asta e prea mare să o construiesc una. Bine, aș putea să construiesc una pe munte sus, uite ceva pe acolo, lângă biserică, dar...
Nu știu ce să zic, nu știu ce să zic, bro. În fine, hai să vedem ce construim. Ori mă duc să mai caut niște case, să văd cum aș putea să fac casele astea mai micuțe, ori ne apucăm de casa asta, chiar nu știu. Mă să caut să mă interesez să văd ce aș putea să fac mai ok. Și ne apucăm de ce mi se pare mie că ar fi mai ok să facem în momentul de față, ok? Și ăsta este orașul pe care l-am făcut până acum. E bine, cum puteți observa, e mult mai bine luminat pentru că am luat vreo 18 stack-uri de coal, am fost laminat și am venit, am pus o pună de torțe. Cum puteți observa, este cam bine. În partea aia am lăsat-o pentru că am lăsat-o până la o limită, cum vedeți, până undeva pe aici, am dus-o așa pentru că mai dată deocamdată nu am nevoie. Și acestea sunt construcțiile. Prima căsuță, bine, singurul lucru ce o să mai trească să fac eu, ei bine, să renun la toate drumurile astea proaste, să fac eu drumurile mele. Aceasta este prima casă, da? Și cred că după ce o să termin cu secvența asta, cred că o să fac un anumit timelapse, special să vă vedeți cu drona, cu cinematic gen, you know? Și acum doar vi le prezint așa mai pe repede înainte. Aici este o căruță. Bă, am zis, e ok să fac și o căruță, nu știu, am zis, bă, why not, de ce să nu fac și o căruță? N-am făcut o căruță, acum tot să trebuiască să aduc eu doi cai să-i leg aici cu lead-ul. Trebuie să scap de casele astea care au mai rămas, cum puteți observa, mai sunt câteva. Trebuie să mai fac pe aici să nu stea în aer chestiile astea. Aceasta este căsuța, la fel, cea asta stă puțin în aer, trebuie să mă apuc să și fac terraforming. Asta e a doua casă, nu căsuța asta chiar mie îmi place cum arată cu designul ăsta pe tavan. Acoperiș, ok. Acesta este un cal. Nu știu, am văzut această idee de cal și mi s-a părut genială, părerea mea, să fac un cal, să fac aici un o statuie în formă de cal, nu știu. Ok, dar înainte să dau eu cu time-ul, haideți. Cred că o să fac o nebunie. Știți bine că eu în cufărul ăsta, eu am fost de odată să văd Warden-ul și odată a fost rezultatul. Ei bine, vreau să mă salutez
un deep city, un deep, nu știu, castel, habar n-am cum se numește. Deep dark, vreau să intru în deep dark, vreau să lutez, să fac rost de... Dacă mi-am pus pe buți soul speed, vreau să-mi pun și pe pantaloni, vreau să-mi pun, nu știu cum se numește, enchanting cu ăla nou, ceva shift speed sau... Habar n-am, dacă îl găsim, găsim. Dacă nu, nu găsim. Și o să mergem pregătiți, o să mergem mâncare. Avem încă un stat de mâncare. Haideți să facem un fermător. Mă duc la ferma de raideri pentru că avem nevoie de multe toteme. Un shulker, eu fără un shulker plin de toteme, nu plec. Nu plec. Bă, deci eu urăsc foarte mult OBS-ul ăsta. Deci eu urăsc foarte mult de când s-a dat update. Pentru că a început să nu... Deci dacă eu țin 3 butoane, acum țin și Ctrl și Shift-ul și W, o să zic, da? Și dacă mai și sar și apăs F9 sau orice buton ca să se întâmple o acțiune pe OBS pe care am pus eu ca bind, ori să mă dau pe mute, ori să punesc filmarea, nu știu de ce, nu o mai ia. Trebuie să ții maxim 2 butoane pe tastatură și să al treilea să funcționeze bind-ul. Că dacă țin mai mult de 3, nu mai funcționează, am observat. Ok, eu dacă dau drumul la portalul ăsta, am căutat pe Google Minecraft Seed și am iau un site Minecraft Chunker sau ceva de genul. Ok, dați-mi toate astea. Acesta este seed-ul de la mapă dacă vreți. Și acum, practic, noi suntem fix sub un entity, așa că hai... Hai jos! La minus 51 am văzut că deci mai avem niște blocuri de spart. Opa! Da. Am ajuns la dracu. Știu că pe carpetele astea nu se întâmplă nimic dacă merg, așa că merg liniștit. Cred că deja l-am luat și eu nici nu am ce spui. Hai să vedem. Ok, bun, deci o să-mi fac în sfârșit, perfect. Bun. Acum aici pot să merg. Vă sper să nu uit și să văd cum aș putea să fac la, pentru voi, să vedeți mult mai bine cât aș vedea eu multe de față. Bun. Swift Sneak, ok, așa se numește. Cred că aici este ce nu trebuie. Da! Bă, la asta de când face mă duc. Hai să ne calmăm puțin. Bă, dar nici cu... Ia da chiar. A, dar de fapt nici mame. Ați văzut? Că e pe repede nici să mai întâmplă lucruri de viață. Cred că-s doi, bă! Nu știu că, ce s-ar putea întâmpla. Du-te unde vezi cu ochii, du-te unde vezi cu ochii. Nu știu ce s-a întâmplat, dar... Ok, trebuie să-mi fac restock-ul artificii, unul la mână, doi la mână, ia uite-l, perfect, infinity, multishot, ok, deci măcar am prins un d-asta, și haideți, domnule, să vedem ce mai putem, domnule, să găsim pe aici, că vorba aia, nu mă mâncă un cor degeaba, să se mai spawneze unul. Fix aici, da? Oh my god! Oh my fucking god! Ok, s-a mai spalat unul, că why not? Nu, cred că mai sunt pe acolo lucruri. Habar n-am. Dar uite-te și tu mâncați și 6. Deci e 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 d-alea? Du-te bă dracu, du-te bă dracu, n-ai cum, bă, 6?
bine, eu mă normal aș putea să plec, adică mi-am făcut cam ce aveam nevoie. Dar vorba, mai merge un content ca să mă deplasez, dar lasă, domnule, merge și fără. Ia uite, luăm și 3 diamante de pe aici. Ui, uite, încă unul e în fața noastră. Eu și eu, frate, ce... Am destul loc în inventar. Aș mai putea să fac o nebunie. Dar nu mă uit după diamantele alea, domnule, că știu cum erau niște diamante pe perete, dar nu mai știu cam pe ce perete. Opa! Da, am... Gata! S-a mai spawnat, e incredibil. Și am văzut și diamantele, uite-le aici. Eu fără diamantul ăsta nu plec, toți vă dracu. Uite, domne, cum fac, dar uite și tu câte de astea sunt aici, bă, e activatoare de asta. E lângă mie, bro. Ok, ok, hai acasă. Stau, stau, acasă sau la următoarea locație. Haideți, domne, să vedem. Cum e, domne, m-am dus și pe nivel, s-a dus dracu, 1000 level, s-a dus 1000 level, dar măcar avem și noi această carte pe care, nu știu ce am pus-o mână asta. Și acum, practic, eu dacă fac așa, oh my fucking god, full zărmă cu ea, uite-mă. Insane. Opri, pentru că am zis vreau să iau câte, să raidez câte mai multe de astea. Vreau să văd ce loot găsești prin ele. Suntem în Udu fucking 19, niciodată nu am lootat, niciodată nu m-am bătut cu ordonul, niciodată nu am văzut cum este un ăsta, așa că videoclipul ăsta, partea asta de videoclip pe ce am făcut construcțiile, le-am decis să merg să mă bat cu toți ordonii. Hai să vedem. Bine, mă bat, mult zis. Iau și am fugit, că eu m-am dus, că eu nu stau să mă ferească, mă Dumnezeu. Ce căcat aici, bă? S-a adus. Să vezi ce să scăp portalul ăsta când intrăm în el. Oh my fucking god! Fugi-mă cu im, bro! Hai, că nici mie n-am aterizat și deja ne-am plec. Ha, bă, deja! Bă, de-abia am ajuns, bro. Pă bune? Îmi faci de-astea? Te uiți la mine ca la prăști. Te uiți la mine... Uite cât de prăști ești. Uite cât de prăști ești. Te dracu de handicapatul, dracu. Dacă... Coi, e pe bune? For what reason? Dar chiar vreau să știu motivul. Iată mă mie cu forul ăsta. Aaa, vii după mine. Păi, băga-mi așa. Că stai nebun ăsta și fuge rapid. Păi băga-mea și în gura ta. Păi stai așa, dar nu te lutezi eu în 2 secunde. Pișa, mă-aș pe fața aia ta de prost. Ia du-te emoții tăi, mă. Dă-mă repeși cu fără ăsta. Că deja mă și nervez aici. Unde aș putea să mă duc și eu? Uite aici. Mulțumesc frumos. Te-ai trecut de terminat? Păi dar nu mă joc eu cu viața. Mamă, cu fără ăsta nimica, bro. Mă, eu cred că-s prea mulți. Cum fac să-i calmez? Prima oară vreau să știu cum fac să-i calmez. După revin când se mai calmează spiritele pe aici, pentru că... Uite-l pe ăsta sus unde e. Ok, am... cred că am mâncat vreo 10 minute, ceva de genul. Băgam și-o două sandwich-uri, m-am uitat și la un episod. Și acum, în mod normal, am început câinii să-l adu. Uite bă, fugeam la câini, bai doi! Bă, în mod normal, n-ar mai trebui să fie niciun gardian, un warden ăsta activ sau supărat pe noi. Avem wardenul în persoană. Să văd cufărul. Am luat ce era în cufăr și mă urc undeva lumină. Prins tot, să fiu sincer, 100% n-am prins totul, așa că totul la buzunar și ne mai ducem o tură. O contează acum asta. Căcat de activator. Așa că vedeți, eu stau cu două dote în mână.
Hai pule, ești prost? Ești prost? Ok, ok. Nu pot să dau unul ăsta. Ok, 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 ok. Insane. Mi-și mil. I don't fucking care, bro. I don't fucking care, bro. I don't fucking care. Cât timp trăiesc? Trăiesc, domnule, păi. Am mai spawnat unul. Am mai spawnat unul. Ește, deci să mor, dar nu sunt vreo 7 spawnat. Oh, da. Oh, da, oh, da, oh, da, oh, da. Hai mă, doi. Nu dai, că nu poți să ajungi până la mine, fraiere. Las că mă uit eu după alte cufere. Ok, deci mai am un cufăr fix, de unde vine. Am făcut, practic, ca la proști. Ca la proști. Acum, eu dacă găsesc în momentul de față partea unde am spart, am și plecat. Dar doar să o găsesc. Și hât și că m-am dus și m-am dus. Hai să mă când apoi la portal să vedem. Eu uite încă două gate păluri. A treilea. Cred că am închit un de-asta. Am dat direct foc și m-am dus. Bine. Vedeam faptul, da, ai pasat. Oh, da. L-am nenorocit, nu mă, gata. Aici am vor să ne amunesc. Cărurile astea două. Mamă, cât mă salvează! Cât mă salvează căcatul ăsta de mineshaft, bro! Oh. E nicio fel de problemă, pule. Nicio fel de problemă. Da. O, prin păi aici crezi la mine, am prea să fără niciun ordin. Pa, cufăr. Da, prima oară. No. wait a minute, wait a second, bro. Ok, cam ăsta a fost cu acest episod. Salut! Cam ăsta a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai aveți episoade în continuare din această serie minunată. În acest episod am făcut prea multe după părerea mea, așa că este timpul să închidem aici episodul, pentru că n-are rost să mai ținem prea mult, pentru că deja avem 20 ceva de minute din filmare. Și haideți să vă arăt itemele pe care le-am făcut din end sheet. Desigur, înainte să închid episodul. Bun, aici avem toate hourile, toate bucățile de armurică, 9 god apple-uri, insane, o grămadă de poțiuni, o grămadă de music discuri, o grămadă de
na, puteți observa. Cam asta a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Iar noi, desigur, o să ne auzim pe data viitoare, când probabil o să și batem un Warden. Da, 1 vs 1, pe bune. Nu următor, probabil în viitor. Așa că salut.